Unul dintre cei care își aduc astăzi injurie în plenul Parlamentului României s-ar putea să-ți fie președinte de la anul. Dacă asta te șochează și te înfricoșează, e timpul să schimbi această soartă. Pentru că România are nevoie de lideri cu viziune, lideri puternici, lideri cu cei 7 ani de acasă, oameni decenți și frumoși, așa cum este cu adevărat societatea românească. Vestea bună este că ai toate șansele până la anul să schimbi această soartă. Să intri în Partidul Oamenilor Tineri, să faci echipă cu membrii noștri, să te organizezi și să acționezi, ca să pui tu candidații pe liste în 2024. Te invit în Partidul Oamenilor Tineri să facem echipă pentru oamenii care au decis că nu pot renunța.